Floarea soarelui după, de la Chelu, 10 iunie 2019, semnată la 35 între rânduri, 25-27 pe rând, cu brazde de erbicidare. Ploicica a fost măruntă, foarte puțină. Le-a dat o țâră de apă pentru maxim 5-7 zile. Frunzele de la bază au început să usuce. I-a dat butonul floral. Iar ca virgulă culoare, după stimulatorii care i-am dat în vegetație bioactiv, culoarea este un verde spre închis, dar nu foarte închis. Deci asta îi lipsea ei, apa. Rădăcina începuse să nu mai lucreze. De menționat că aici este cam dublă sămânța la hectar, datorită distanței între rânduri, iar îngrășămintea trebuie și ea dublă. Biostimulatorii dubli, iar apa, normal, dublă. Să vedem cum ne ajută Dumnezeu.